Vorbim acum despre ceea ce ar putea fi boala secolului, atacul de panică. Nu cred că mai este un subiect tabu pentru nimeni. De altfel, sunt foarte puțini cei care nu au experimentat așa ceva niciodată. Ok, știm cum se manifestă. Problema e cum îl depășim. Specialiștii au descoperit câteva tehnici noi care pot fi foarte eficiente pe lângă exercițiile clasice, cum ar fi cele de respirație. Una din cinci persoane suferă cel puțin un atac de panică de-a lungul vieții, arată studiile. Este o criză de anxietate extremă apărută pe fondul epuizării sau chiar a predispoziției genetice ce se manifestă atât psihic cât și fizic. Gabriel Diaconu, psihoterapeut. Respirația accelerată, dificultăți de a trage până la capăt aer în piept, puls foarte ridicat, tensiune care poate să fie crescută și sentimente de stări de anxietate intensă. Uneori pot să fie puțin uzuale amorțele ale gurii, amorțele ale membrelor furnicături. Este important să știm să gestionăm astfel de momente pentru a nu agrava situația. Primul pas este să conștientizăm că trecem printr-un atac de panică. Stefania Păduraru, psiholog și expert în relaționare, este foarte important să te așezi dacă stai în picioare. După aceea, faci exerciții de respirație. Sunt foarte importante pentru că din teamă apare hiperventilația. Începem să inspirăm, da, 4 secunde ne oprim o secundă, expirăm 4 secunde. Deci, repetăm, este important să relaxezi musculatura, începând de la musculatura feței în jos. Un alt exercițiu eficient este distragerea atenției. Putem să ne concentrăm pe un miros puternic sau pe un gust intens. Ștefania Păduraru, psiholog și expert în relaționare. O substanță care miroase destul de puternic, dacă o mirosim de câteva ori, tragem adânc în piept aer, o să vedem că situația se îmbunătățește. Ne concentrăm pe un obiect anume care este în jurul nostru. Memorăm anumite lucruri sau numărăm părțile componente sau îl descriem cu atenție, pentru că cu cât ești mai atent la toate detaliile unui obiect, cu atât Atât ești mai prezent. De asemenea, specialiștii spun că ajută să fim conștienți că atacul de panică este temporar și durează între 3 și 10 minute. Relatează observatornews.ro